Aritmia este o afecțiune care des se întâlnește în activitatea cardiologilor. Unii pacienți, ceea ce deranjează sunt aceste bătăi scăpate sau bătăi în plus, poate simt o senzație de neajuns de aer. Mă confund de mult cu aritmie. De două ori pe noapte chemam salvarea. Inima se încerca să bată tare, neregulat, probleme, slăbiciuni. Într-un moment am aflat de procedura asta de ablație. Ablația este distrugerea anumitei zone din mușchiul inimii care duce la tratamentul aritmiei. Acum, ablația în sine poate fi făcută în diferite feluri. Pe de o parte poate fi făcută cu radiofrecvență, că noi ardem acolo, poate fi făcută cu înghețare, cu criocateter sau criobalon. În departamentul de cardiologie și cardiochirurgie, din care fac parte și eu, avem sprijinul profesorului Demdecher, de câțiva ani el colaborează cu noi. We do operations together. Always is a teamwork. This is a teamwork. Not a solo show. It's a teamwork. Actually, we put some catheters to the heart and record electrical rhythm of the heart. And sometimes, after the recording the rhythms, we treat with some burns, some small burns, all the problems of the heart. Am ajuns la domnul Darciuc, un medic care m-a înțeles din primul cuvânt, mi-a spus că spate din cercat. Pe tot parcursul a fost conștient, mi se spunea ce să fac, că să mă doară puțin. Timp de vreo jumătate de an m-am simțit chiar destul de bine. Chiar mă gândeam, zic, uite, totuși am scăpat de această problemă care, într-adevăr, mă deranjează foarte mult. Diferite aritmii au diferite rate de succes după ablație. Îndemnul nostru este să nu vă înspăimânte faptul că cineva v-a pus acest diagnostic. Cel mai bine este să vă adresați la medic și deja medicul vă va ghida în tratament. Medicina chiar nu stă pe loc. Inovațiile nu se lasă așteptate. Dar după cum am văzut în reportaj, ablația te poate scăpa de aritmie pentru totdeauna. Discutăm astăzi cu domnul cardiolog intervenționist Mihai Tașnic, care ne va povesti în detalii cum se produce această minune. Mihai, ne pare bine că ai revenit la noi în platou și poți să ne descrii tablou sau cum arată un pacient, portretul unui pacient cu aritmie care ar trebui să adreseze la medic. Deci, portretul unui pacient aritmic care necesită intervenție de ablație este unul divers. El poate să apară fie la o vârstă fragedă prin apariția unei aritmii la copilaș, care se observă de către mămică printr-un puls mai mare la copil, sau această aritmie poate să apară la oricare altă vârstă prin apariția unor palpitații, a unor stări care se caracterizează prin creșterea pulsului mai mare decât de obicei. Deci la copii pulsul variază în dependență de vârstă, iar la adult o frecvență cardiacă normală se consideră între 60 și 100 de bătăi pe minut. Chiar dacă pacientul are aceste acuze, aceste dereglări de ritm, ce se poate întâmpla dacă el nu va acorda atenție și importanță? Deci pacientul care nu acordă importanță și atenție aritmiei sale, dacă vorbim despre o aritmie născută, ca tahicardia paroxistică supraventriculară, deseori aceasta poate să treacă fără urmări, însă cu progresia vârstei cordul decompensează și anumiți pacienți pot să conducă în timpul apariției aritmiei automobilul. Alții au specialități cu risc înalt, precum șoferii, piloții, și aceasta poate pune în risc viața pacientului din cauza că în majoritatea situațiilor odată cu apariția aritmiei scade brusc tensiunea. Mihai Daud este un centru specializat pentru tratamentul aritmiilor. Până acum, cum se făceau tratamentul? Până câțiva ani în urmă, fiindcă centrul de ablație a aritmiilor cardiace activează de câțiva ani, aritmiile erau cupate medicamentos. Deci, practic, la acea vârstă la care aritmia apărea,
debuta tratamentul tabletat și pacientul necesita tratament toată viața. Însă această aritmie se caracterizează printr-o variabilitate. Dacă acum îți ajută o tabletă, ulterior vei avea nevoie posibil de alte combinații medicamentoase sau de alte doze. Și presupun că nici nu aveau așa un efect vădit clar imediat, cum presupune acum tratamentul prin electrofiziologie. Exact. La moment suntem în stare să tratăm definitiv și acestea sunt unele din puținele boli pe care putem să le eradicăm și pacientul să continue viața ca un oricare om normal. Imediat după intervenție? Imediat după intervenție există o recurență până la 10% în cazul în care revin aceste palpitații, aceste aritmii, ele necesită intervenție repetată. Aceasta este o metodă nouă, proaspăt implementată în Republica Moldova, dar ce alte intervenții se practică minim invazive cardiace la noi în țară și în ce cazuri pot fi folosite metodele mai vechi, metodele pe cor deschis? Deci, în principiu, toate măsurile care au loc în laborator de cateterism cardiac se caracterizează printr-un caracter minim invaziv. Ele nu au loc pe cor deschis, însă prin artere, prin vene, în afară de ablații care au loc prin radiofrecvență și crioablație, prin înghețare, mai practicăm implantarea de diverse dispozitive pentru a menține ritmul normal al cordului. Vorba de pacemakeri sau stimulatoare la cei care au o frecvență cardiacă joasă, precum și implantarea cardiodefibrilatoarelor, acele dispozitive care dau cordului un șoc electric în cazul în care cordul intră într-un ritm ce pune în risc viața pacientului. De asemenea, am implementat implantarea de resincronizatoare cardiace, acele aparate care stimulează camerele cordului să se contracte simultan, respectiv inima dilatată, inima mare, bolnavă de mulți ani, care necesită ulterior un transplant cardiac, va funcționa mult mai bine și va crește forța de contracție a cordului. Mihai, mulțumim frumos pentru prezența la emisiunea noastră și te mai așteptăm la noi în vizită.